Bravo! Pode ser drone, né? Opa! Local, împreună cu membrii comunității de aici la Umbrei. Astăzi îl vor
Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnul nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu începe noi răspunde ce ne dorește ce ne crează. Ca Ta este Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Și faptul să fie tuturor celor ce vă păstăm și vostru Filipia, izvor de binecuvântare, tămăduire de boli și de pate, sfințirea caselor și zbătire de orice lucrare potrivită văzută și nevăzută, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Ale smeriților și neprenimților Tăi, slujitori, preoții Tăi. Și Te rugăm, Doamne, trimite harura Sfântului Tău Duh peste undelemul acesta și îl sfințește, Doamne, ca să fie spre sfințirea acestei sări de sport și asupra să fie spre sfințirea locului acestuia pe care s-a zidit, să fie spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice. Că Tu ești, Doamne, Cel care vine, cuvintezi și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Și a plecându-se, a văzut giulgirile așezate jos, dar nu a intrat.
A sosit și Simon Petru urmând după el și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama care fusese pe capul lui nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci era înfășurată, așezată la o parte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, cel care sosise cel din tâi la mormânt și a văzut și a crezut. Pentru că încă nu știa Scriptura că Iisus trebuia să fie mort. Și s-au dus ucenicii la Iisus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne ascultă Israel, azi voi astăzi vă intrați în luptă, să nu vă slăbească inima voastră, nu vă temeți, nu vă tulburați, nimic nici vă înspământați, că eu, Domnul Dumnezeu vostru, voi merge cu voi ca să lupt pentru dușmanii voștri să vă izbăvească. Te rugăm, Doamne, binecuvintează acest club sport, această sală de sport, cu venirea Duhului Tău cel Sfânt prin mijlocirea Sfântului, prea Sfintei de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Maria, pe care tot osăitorii acesteia, Doamne, și binecuvintează pe cum ai binecuvântat pe Iacov. Atunci când s-a luptat la locul numit prin el și a ieșit de viitor și pe Isaia, când i-a zis să-i se teamă că tu ești cu și el și vei ierta cu tărie și vei ocroti și dreapta ta cea tare va sprijini. Doamne, înnoiește-le și sporește-le stăruința și puterea fizică și psihică, pentru ca nu cumva prin competițiile lor să se clatere, dăruiește-le aripile punctului pentru și puterea leului, sporește-le tăria și crederea în tine, când să înțeleagă că dorința vine de la tine, Dumnezeu nostru. Fă ca toți cei care se vor încruna cu mulțumire, adusă ție să lupte lupta cea bună a credinței, pentru a cuceri viața veșnică, la care am fost chemați cu toții, căci ce ar folosi omului dacă ar câștiga toată valoarea acestei lumi, iar pe sine se va pierde sau ce se va păcubi. Doamne, ferește pe toți sportivii clubele acestuia și acele sunt de sport, de accidentări, de primejdii și de orice ispită care strică de trupul și rănește sufletul. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai întrupat, care cu osteneală ai deprins al cramei șteșugul tâmpăriei, Cel ce I-ai chemat de la vreme pe Sfinți, pe Apostoli, pentru ca să o sfințești pe aceasta, binecuvântând-o, însuți, Doamne, Celă ce ești Tu mai întâi lucrător în noi și făcător a toate, binecuvintează-ne pe noi și aceste lucrări pe care le începem și le sfârșim astăzi în numele Tău, pentru ca degeaba și fără de împiedicare să ajungă la sfârșire. Luminează cugetele rugilor Tăi care vor lucra aici și întărește brațele lor, ca totdeauna să săvârșească ceea ce este bine și să lucreze faptele Luminii spre slujirea poporului Tău și spre slava Ta și a Tatălui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne păzește pe noi. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule deputat, domnule chestor, doamna inspectorul de stinse al autorități locale și centrale, domnule primar, preacucenici părinți, fiți credincioși, fii ai satului și ai comunii Mureni, iată un moment de mare binecuvântare și de împlinire, căci un astfel de obiectiv a putut fi dus la bun sfârșit pentru bunăstarea fizică și spirituală a locuitorilor de aici, în această comună și a tuturor celor care vor beneficia de această sală de sport. Ne-am rugat și noi ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare pe cei care s-au ostenit, pe toți cei care s-au rugat, au ajutat într-un fel și pentru toți cei care vor lucra aici și se vor dezvolta armonios, trupește și ne-am rugat noi și sufletește.
acesta este lucru bun pe care trebuie să-l facem, atât pentru sănătatea noastră trupească, cât mai ales și pentru sănătatea sufletească. Este bine știut faptul că sportul încurajează, dă putere în propriile forțe și ajută la o dezvoltare armonioasă a omului. De aceea și noi vă felicităm că în această zi de mare sărbătoare pentru Comuna Mureni, care are ca patronul pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Purtă Fecioară Maria, iată în ziua adormirii sale și a trecerii sale în Împărăția Lui Dumnezeu, lucrurile aici în Comuna Mureni nu sunt în adormire, ci sunt într-o dinamică permanentă și ne-am bucurat de parteneriatul pe care l-am avut cu domnul primar Vasile Bibire la cinstirea eroilor comunei și iată astăzi domnul primar ne-a făcut această bucurie și invitație onorantă de a fi parte din acest proiect care astăzi i-a văzut. Pentru toată mulțumirea noastră, pentru bună colaborare pe care o aveți cu preoții și anoriașii de la din comuna dumneavoastră, primiți și din partea mea Preasfințitului toate felicitările și bucuria în împlinirea acestui frumos obiectiv pe care îl puneți la îndemâna locuitorilor comunei, iar din partea noastră și a părinților slujitori, o icoană ocrotitoare cu Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva, cea care este ocrotitoarea eparhiei noastre, este rugătoarea noastră încetat către Dumnezeu și, bineînțeles, cea care o așezăm astăzi aici, în această sală de sport, sau vă dorim dumneavoastră să o puteți avea pe rugătoare pentru dumneavoastră, pentru Consiliul Local, pentru acțiunile pe care le faceți în sprijinul locuitorilor acestei comune și, bineînțeles, pentru toți colaboratorii și beneficiarii acestei sale de sport. Noi vă mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze ca și alte lucruri frumoase, ca și până acum, să le puteți împlini în această comună. Amin. Invitați, salutăm prezența Preacucernicului Părinte Protopop, a soborului de preoți, cărora ne mulțumim pentru slujba oficială. Ne bucurăm de prezența doamnei inspector școlar general, Ana Maria Garmin, a domnului deputat Florăiu, a domnului Testo, a domnului colonel Chicu, a domnului avocat, mă cineva din distinși și oaspeți, a domnilor consilieri, cadre didactice, copii și ceilalți invitați. Este o onoare pentru mine să am invitați și participați de tarea noastră, să fim împreună să sărbătorim acest eveniment. Este un vis împlinit pentru tinerii din Comuna Mureni, un vis care s-a extins și la cei care au trecut din tinerețe. Și putem spune cu toată mândria că avem o sală de sport modernă. Sala de sport școlară a fost proiectată de Societatea Tecom SRL București, construită de SC Combac SRL Bacău între anii 2018-2020. Investiția s-a realizat cu finanțare prin Compania Națională de Investiții, valoarea totală fiind de peste 1 milion de euro. Sala de sport deține o tribună cu 102 locuri, un teren multifuncțional, basket, tenis, volei, zone anexe, un spațiu de primire, un cabinet medical de prim ajutor, vestiare, un oficiu, grupuri sanitare, centrală termică, aer condiționat și un sistem performant de supraveghere video. Sportul este o activitate fizică care leagă oamenii din cele mai variate domenii de activitate. Mă bucur că și în Comuna Mureni s-a îmbogățit cu un astfel de obiectiv care reprezintă dezvoltarea în viața comunei. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a participa la această inaugurare, acestui obiectiv de interes local și vă mai așteptăm cu mult drag în comuna noastră. Vă mulțumesc! Dintre invitați, dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul deputat, mulțumesc. După alocuții, o să rămână în sală, mai avem un moment de premiere a celor cu nota de aur. O să vă explic la momentul potrivit. Mulțumesc.
Mulțumesc, domnule primar, preacucernic, părinți, doamnelor și domnilor, o realizare deosebită a celui care este Vasile Bibere, păstorul administrativ al comunei dumneavoastră. Și numai această realizare deosebită în comuna dumneavoastră, în afară de această sală de sport, în comuna dumneavoastră de alocul celor cât? 26 de ani de mandat. Domnul Vasile Bibere a făcut infrastructură rutieră, canalizare, apă și această sală de sport de peste 1 milion de euro. Și vreau să vă încurajez să aducă tineri acasă ca să aibă cine să facă sport în sală asta. Domnul Bibere, aveți grijă de natalitate în comună, nu reușiți să o creșteți. Sunt sigur că în urma acestor investiții, tineretul se va întoarce acasă. O comună dezvoltată care asigură infrastructură rutieră, infrastructură școlară, infrastructură medicală, iată, infrastructură pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor din comuna Mungureni. Sunt sigur că tinerii noștri de caz peste Botanie, tinerii noștri din alte localități, tinerii noștri care lucrează în alte părți ale lumii, se vor întoarce acasă beneficiind de o comună dezvoltată, o comună cărora să le asigure condiții omenești de viață și de trai. Vreau să vă anunț în premieră astăzi, la dumneavoastră în comună, că acum circa 2 săptămâni, prin programul național Angel Salini, am reușit cu ajutorul Guvernului României și echipei Partidului Social Democrat la nivel județean, să aducem în comuna dumneavoastră circa 4 milioane de euro. Ceea ce înseamnă investiții în prelungirea alimentării cu apă și de canalizare undeva în jur de 1,5 milioane și drumuri în valoare de peste 2 milioane de euro, circa 2,5 milioane de euro în infrastructura drumurilor comunale din comuna dumneavoastră. Sperăm că aceste proiecte să le ducem la bun sfârșit, așa cum preacucernicii părinți au spus și cu ajutorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne ajută, dar dacă nu ne ajutăm noi și nu facem noi pași, și nu avem curaj, și nu avem dăruire, și nu avem îndrăzneală de a pune în loc asemenea proiecte, nu ne ajută nimeni și rămânem pe loc. Astăzi, de mare sărbătoare, eu vă doresc din suflet multă sănătate, să fiți sănătoși și să fiți alături de noi în continuare, așa cum ați fost. Și până acum, Partidul Social Democrat, având o pondere importantă în comuna dumneavoastră, fiind votat cu peste 80% și încă o dată pe această cale mulțumesc. Bravo, primar Vasile Bibere. Mulțumesc, Vasile Bibere, cel mai tare primar din județul Bacău. 7 stele, domnul general, frate, auziți? El are 7 stele, adică 7 mandate. Mulțumesc, foarte mult. O zi frumoasă, domnul. Mulțumim, domnule deputat. Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, domnul inspector general. Bună ziua, bun găsit într-o zi de sărbătoare mare, bun găsit într-un spațiu pe care astăzi îl sărbătorim în sens inaugural. Doamne ajută să ne găsim din ce în ce mai mulți și dumneavoastră sătenii și noi nu să fim cum suntem și astăzi. Sperăm să ne găsim și pe viitor în cadrul unor evenimente în care umanul este adus la oaltă, pentru că, da, scopul esențial al acestei săli de sport vizează sănătatea lăuntrică, doar că chiar dacă ultima perioadă din viața noastră ne-a arătat că a fi sănătos e ceea ce este mai important pentru fiecare dintre noi, asta ne trezește și alte cele în noi, tot de natură lăuntrică, și realizăm că doar cu oamenii, doar cu Dumnezeu, putem
ajutor. Felicitări pentru că aduceți la oaltă oameni, felicitări pentru că vă ieși a copiilor, vă anima această sală, părinții, profesorii, sătenii, în mod sigur, se vor bucura de voieșia și jocul copiilor și nu numai, pentru că urmează, spuneați, o sărbătorire, iată, care arată că e un spațiu al umanului, al omului. Felicitări, Doamne ajută! Acest moment de risipă.
acest domn Eugen. În primul rând vreau să-l aplaudez pe domnul primar. Felicitări! Aplauze pentru cel mai prolific primar din județul Bacău. Vreau să vă spun că încă din momentul în care se construia aici, am fost în vizită la domnul primar și l-a rugat. Vreau neapărat când deschideți, când lansați oficial această sală de sport, să cânt și eu câteva melodii pentru cetățenii comunei Lungureni. Iată că visul meu s-a împlinit și sunt aici alături de dumneavoastră și voi începe cu o melodie care spune foarte simplu. Când trandafirii înfloresc. Și în muzica mea să zic, hai! Dezbate din barbă! Hai, 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 să pun întâi două melodii de muzică ușoară, dar la urmă să pun și două melodii.
de muzică populară. Iată, a doua melodie o dedicăm celor pe care le iubim cel mai mult. Microfonul celălalt să fie oprit. Așa. Melodia se cheamă Tu ești cea mai frumoasă și pentru doamna primar și pentru doamna inspector general, dar pentru, și pentru fiina mea și pentru toate doamnele și domnișoarele prezente aici la această frumoasă, la această frumoasă sărbătoare. Tu ești cea mai frumoasă. Veniți în față.
felicităm Domnului noi că ați ajuns la această vârstă și să trăiți frumos și în continuare, aici 100 de ani. Da. Acolo e un plin, acasă îmi desfaci. Ajuns la Eugen la magazin. Nu spunem ce sumă este de la Domn, un secret de serviciu. Da. Să trăiți și dumneavoastră. Da. Domnul Năstoran Șoban și doamna Năstoran Ștadevina. Domnul Bârșu Nicolae,
Valera, și Jurgiu Irena, hai mai facem. Cetățenii Comunii Unite, uite, noi primim cu poște fără, cu șampanie, cu bugetul. O salutăm la tine. Domnul Igletescu, Dorin. Doamna Igletescu, Romița. Felicitări, domnul Igletescu, părinți de fotbalist. Ce mai crezi fotbalistul Igletescu? Aș vrea că vreau să fii fotbalistul Igletescu, părinții din acestea. Felicitări, doamna. Și prietenul meu care mi-a dat în viață, că din bună, de la el să știi că eu întotdeauna am fost. Treți. Întreba. Domnule Gen, ne-am terminat treaba. Felicitări pentru toți care se împăturesc luna de aur. Vă mulțumesc din participare. Prietenul meu, regitul artist, Gen Greanu, care este în timp nevește director și cu... Și poate și funcție. Și cu nașa mea să vă spun secretul, care este doamna DJ Lili. Îi mulțumim pentru frumosul moment de distracție. Iar după amiază, la ora 17, începe concertul în parc. Funcție de drum o să țină vreme. Așteptăm să fieți cu... Da, pentru cei care au 50 de ani de căsnicie, dar și pentru cei care au mai puțin, am o melodie care a avut mare succes în chiar la televiziunea favorită, nu e vorba de nevastă. E vorba de melodia aceea cu nevasta frumoasă. Eu întotdeauna când merg la prieteni, îmi place să stau la o spriță, la o pahar de vorbă, dar ce se întâmplă dacă ajungi mai târziu acasă? Haideți să ascultăm melodia. Mi-e nevasta frumoasă. Să mai cunosc.
așa cum e. Fericire vă dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Toate bună vă dorim, să ne vedem cu ei, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Mulțumim pentru participare într-o dată la toată lumea și vă așteptăm la Căminul Cultural la Etajul Tărău. Vedeți dumneavoastră. Doamna primar din Filipeni, îmi cer scuze, am uitat să vă prezint. Am și o colegă primară aici, doamna Vicina Lază de Comună, și te vedem la Căminul Cultural. De acum, da? Păi, ora 5, după aia intrăm la autograf. Vă rog. Deci care e... Da. Mulțumim.